Bine, vă regăsesc din nou, dragii mei, dragi, la o etalare pentru fiecare zodie în parte, o avantpremieră a ceea ce ar putea să se întâmple în luna octombrie 2024, o lună a surprizelor, așa este supranumită de către majoritatea colegilor mei. O să fac etalare extinsă pentru fiecare zodie în parte, pentru toate planurile, cred că săptămâna aceasta, dar deocamdată aceasta va fi o etalare cu câteva informații în mare. Am spus așa, grosomodo, că este vorba despre o avantpremieră. Foarte multă explozie de energie, ca, mă rog, energie generală a lunii octombrie, explozie de energii pozitive. Sunt, sigur, destul de multe schimbări radicale începând cu luna octombrie, doar că ele ar fi bine să fie privite nu ca pe niște, mai ales acelea neplăcute. Nu vă ascund că o să se întâmple și lucruri neplăcute, însă totuși pe binele nostru cel mai înalt. Refuzurile acelea de care vorbeam în etalările trecute ar fi bine să fie privite ca pe o reorientare a noastră. Un refuz este ok, este foarte bine, pentru că probabil nu suntem pe calea cea bună. Este un soi de îndreptare. Despre asta este vorba și cam toate semnele zodiacale o să aibă parte de aceste reorientări prin anumite refuzuri. Sigur că nu toate zodiile, însă în mare parte aceste schimbări semnificative aduce un plus valoare dezvoltării noastre spirituale. Practic acele evenimente mai puțin plăcute, sunt experiențe pentru a conștientiza noi, pentru a realiza, pentru a ne da seama cam cum stăm din punct de vedere al evoluției noastre spirituale. Succes profesional, și aici sunt câteva semne zodiacale care vor avea succes în planul carierei. Sunt niște mișcări foarte interesante, spun eu, de schimbare în carieră. Asocieri, parteneriate de job și investiții foarte bune, chiar începând cu luna octombrie. Este o lună în care, din analizele pe care le-am făcut, o lună în care se cam prinde ultimul tren în anumite direcții, vânzare, cumpărare, tranzacționare, mai ales cine are legătură cu domeniul financiar, cu domeniul imobiliarelor. Dar, mă rog, aici nu intrăm pe teritorii pe care nu le cunoaștem, vorbim eu personal doar din punct de vedere energetic în linii mari, ca și din punct de vedere medical. Mai ales acolo unde vor fi câteva pierderi, să zicem așa, dar cum am spus, toate aceste pierderi, de fapt, sunt spre binele nostru cel mai înalt. Orice final aduce un nou început și toate pierderile sunt doar pentru noi. În orice caz, indiferent de zodia în care sunteți, să știți că astrele pregătesc o lună cu surprize. Și marea majoritate, surprize plăcute, și sunt câteva zodii care vor străluci. Câteva zodii care vor străluci în luna octombrie și vor profita de valul acesta de oportunități pe toate planurile. Și ceea ce vreau să mai spun sunt referitor la cele schimbări în carieră, pot avea legătură în special cu o mutare. Mutare foarte importantă. Probabil că sunt semne zodiacale care își vor muta locuința, se vor reloca în alt oraș, în altă țară, poate cine știe, vor obține un job în altă țară și în felul acesta ar trebui să facă pași mărunți pentru a ajunge acolo. Ar putea să-și lase familia acasă o perioadă de 6 luni până se acomodează. Știți, de ceva de genul acesta, schimbări importante, dar până la urmă, v-am zis, totul spre binele nostru cel mai înalt. În primul rând, o să începem cu zodia Berbec. Minutul 00, de fapt, haideți să folosesc pictogramele
pentru că va trebui să lipesc cele două, să fac o editare și atunci mi-au dat peste cap timpii. Dar o să mă iau după acest, după pictogramă, Berbec. Deci pentru Zodia Berbec, prima dată o să vă spun despre mesajul călăuzitor pentru luna octombrie. Pentru voi, dragii mei berbecuți, cuvântul de ordine este protejare, protecție, siguranță materială, financiară. Foarte multe căi de a vă exprima creativitatea. Asta chiar prin câștigarea unui nou loc de muncă. Este un timp prielnic, luna octombrie, pentru voi este foarte benefică pentru a vă îndeplini un scop, un proiect, o dorință la care vă gândiți voi de ceva vreme. Aveți toate șansele să o îndepliniți, să îndepliniți un obiectiv, fie că începeți, eu știu, unul cu totul și cu totul nou, fie că reluați un proiect rămas în pom și pomul în aer din cauza, mă rog, lipsei de resurse financiare, materiale, emoționale, practic ceva ce ați abandonat, reluați și chiar de data aceasta are șanse de a termina, a finaliza un proiect, a duce la bun sfârșit. Este un timp foarte, foarte bun pentru voi, pentru a vă deschide către noi oportunități. Vi se deschid niște uși în luna octombrie. Niște soluții, vi se oferă niște soluții, dar aici este vorba despre, fiind o carte călăuză, despre niște uși deschise. Vi se deschid uși. Noi oportunități, pot fi interpretate ca noi oportunități. Mai mult decât atât, aș spune că parcă vă cade ca o pleașcă, nu știu cum să vă zic, o mare realizare la care probabil nu vă așteptați. Vă pomeniți că vi se realizează un vis, deci ceva de genul acesta. Oportunitățile din punct de vedere profesional la voi, berbecii, o să vină așa, de asta spun, în valuri. O să fiți mirați și mirate de faptul că dacă veți pierde o oportunitate, apropo de refuzurile de care vorbeam, vin altele. Deci, la voi, ce să zic? Sunteți sus în șa, ca să zic așa. Luna octombrie este perfectă pentru a începe proiecte ambițioase. Deci, proiectele acelea de care vorbeam sunt proiecte ambițioase. Fiți deschiși, deschise la parteneriate, la colaborări, pentru că oamenii din jurul vostru sunt oameni care sunt imparțiale, reprezintă încredere și să știți că joacă un rol crucial în succesul vostru, că tot vorbeam despre vi se deschid noi uși. Și foarte mulți berbeci, din punct de vedere profesional, vor fi, în general, foarte, foarte ok, foarte bine, sunt genial, ce să vă zic, vă vin idei de unde, de neunde, să vă schimbați și serviciu sau să progresați din punct de vedere profesional. Nu vă lipsește diplomația sau poate obțineți un job în care se exercită creativitatea și diplomația. Negocieri foarte bune, susține cu încredere ceea ce gândești, echilibre mentale, emoționale, una peste alta. Ok, haideți să vedem pentru Zodia Taur, repet, este o avantpremieră a ceea ce se întâmplă luna octombrie, oricum eu o să vorbesc despre fiecare plan, despre dragoste, despre intimitate și despre multe, multe surprize. Însă, acum am să vă ofer vouă, taurilor, un mesaj călăuză pentru voi, dragii mei. Creativitate. Fiți creativi. Încercați pe cât se poate să fiți creativi. Sunt foarte mulți tauri care
simt să facă ceva până la nivel celular, au tot felul de talente, tot felul de hobby-uri, tot felul de pasiuni sau tot felul de idei care le sporesc veniturile, le aduc o rotunjire a veniturilor. Puteți să folosiți această pasiune a voastră, să o transformați în job. Bazează-te pe cât de creativ ești și încearcă să te conectezi cu talentele acestea pe care tu nu le pui în valoare. Probabil că știi de ele, dar ți-a fost oarecare teamă. Și oricum în luna octombrie ai parte de foarte multă conectare, conexiune, comunicare, foarte multă agitație, să spunem așa, în sensul acesta. De aceea este foarte bine dacă poți să reiei legătura chiar cu foștii colegi de serviciu, cu foști parteneri, reuniuni, foarte mulți tauri probabil că vor avea niște reuniuni cu foști colegi, colegi de școală, colegi de facultate, colegi de muncă, revederile acelea de 10, 20, 30 de ani, de ce nu. Practic, acest mesaj călăuzitor spune du-te acolo unde există oameni cu care ai avut legături, pentru că vă vin idei, vin parteneriate, vin oportunități, sare iepurele de unde nu te aștepți și te pot ajuta să îți transformi pasiunile în job, astfel încât să îți rotunjești veniturile. Creativitatea ta îți va rotunji veniturile. Și sunt foarte mulți tauri care vor avea parte de conexiuni, noi parteneriate în iubire. Așa, pe lângă voi există această posibilitate. Deci deschideți mintea, deschideți sufletul, pentru că se creează în jurul tău șansele acelea de a fi împreună cu cineva, partener în carieră și în... Exact ceea ce spuneam, în carieră și în iubire. Nici dacă vroiam, nu puteam să extrag altă carte. Ai arătat de ce ești capabil, de ce ești capabilă, noi parteneriate sau contracte, exact ceea ce spuneam, continuă să mergi mai departe pentru că te văd cu zâmbetul pe buze. Probabil după data de 2 vei avea această posibilitate. Pentru zodia Gemeni, haideți să vedem cum este zodia Gemeni în luna octombrie, cam ce se întâmplă pentru voi în mare, cum spunea o avanpremieră a lunii octombrie. Pentru Gemeni un mesaj călăuză, mesaj călăuzitor, acesta am să las să se extragă singur. Ai încredere în viziunile tale. Manifestă ceea ce îți dorești, pentru că sunt șanse mari, dacă ai încredere, evident. Gemenii sunt un pic așa sceptici în general, dar dacă ai încredere, vei identifica acele oportunități care te vor propulsa pe niște poziții, cel puțin din punct de vedere al carierei, la care nu te aștepți. Inclusiv asocierile acelea de care vorbeam la începutul etalării, ca energie generală a lunii octombrie. Calea pe care o vei urma și pe care o identifici ulterior, o vei identifica ulterior, pentru că acum parcă totul ți se pare așa de domeniul fantasticului, este exact pentru tine și nu pentru altcineva. Urmează să primești o propunere care este fix pentru tine, să primești un mesaj fix pentru tine, nu pentru altcineva. Pentru că s-ar putea să spui, mi s-a făcut propunerea aceasta, dar eu nu cred că eu merit sau eu nu cred că pentru mine e, nu cred că mă vizează pe mine, eu cred că este o greșeală. Nu, exact pentru tine este această propunere. Iar acolo unde vei fi în 1 octombrie te face unic sau te vei simți unic. Vei fi sau ți se vor recunoaște, adică ce vreau să spună poetul, ți se vor recunoaște meritele. Vei fi aplaudat în public, vei fi remunerat, vei fi, nu știu, poate reușești la un examen, poate reușești o promovare, poate
nu știu, reușești să-ți faci un target și în felul acesta vei primi un comision, vei intra în posesia unei sume de bani, în posesia unor drepturi, în posesia unei moștenii. De asta spun, sunt multe lucruri pe care le consideri a fi nu pentru tine, dar este, sunt fix pentru tine. Se aliniază foarte drăguț planetele, interesant, pentru Gemeni în luna octombrie. Mențineți vie viziunea, continuă să crezi în șansa ta. Fiecare persoană are o șansă. Asta este șansa ta. Continuă să crezi în ea și chiar să crezi că ești diferit de fiecare dintre cei de lângă tine. Cumva mie mi se pare că ești din anonimat. Devii cunoscut. Revii în atenția multor persoane, le atrage atenția. Și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere emoțional, atragi atenția. Se pun ochii pe tine pentru ceea ce reprezinți. În ochii multora ești o persoană unică pentru talentele tale, pentru abilitățile tale și felul acesta urmează propuneri, de exemplu, de nerefuzat. Să nu ai nicio frică de bani. Aici sunt anumiți gemeni care au frici în ceea ce privește o anumită sumă de bani sau probabil și de asta cred că sunteți așa ușor nu știu cum să zic, poate că pe la serviciu, de asta spun, nu, să nu vă fie frică de că nu mai aveți bani. Sunt mulți gemeni care își vor da demisia și atunci e normal să fie acea frică de a nu lua o decizie clară, tocmai că poate nu veți sta bine din punct de vedere financiar, însă pare a fi cea mai bună decizie pentru că vor curge noile oportunități. Aveți înțelepciunea de a accepta ajutorul celorlalți, al partenerului de viață, al prietenilor. La fel, nu trebuie să fiți nesiguri. Sunt persoane care își vor da demisia și vor începe o afacere pe cont propriu. Și de aici frica de bani, de aici nesiguranța în afacerea pe cont propriu. Dar nu aveți de ce? Pentru zodia RAC, o avanpremieră a lunii octombrie 2024, dar spuneam că o să revin pentru fiecare zodie în parte. Deocamdată am să încep cu un mesaj călăuză pentru voi, racii. Cartea călăuză pentru voi spune așa, sau cuvântul de ordine pentru voi este curajul. Probabil că este o lună în care vei simți nevoia să te retragi cumva și din de pe rețele de socializare sau să devii mai retras. Probabil ai nevoie să-ți încarci bateriile. Sunt foarte mulți raci care se simt obosiți. De aceea, nevoia de a reflecta asupra direcției în care vreți să mergeți. Este imperios necesar să știți foarte clar ce vă doriți și atunci dacă vă retrageți în zona voastră de confort, până la urmă este benefic. Există o nouă șansă în luna octombrie. În momentul în care veți deveni în pace cu voi, veți fi în pace cu voi, vă veți echilibra sufletește, va apărea cel puțin o șansă, o oportunitate, vi se deschide o ușă pentru voi în care veți învăța foarte mult. Poate să fie un nou job, poate să fie o nouă fișă a postului sau un curs de formare personală sau profesională, gândindu-mă în zona aceea de terapii. Cursuri de hipnoterapie, de, nu știu, cu cristale, cu arta divinației, etc., etc. Sunt destul de mulți raci care merg în zona aceasta și au foarte multe șanse de reușită. Nici nu știți că și din luna octombrie, practic,
lucrurile vor merge mai departe. Face un pas foarte frumos în schimbarea unei cariere. Adică renunțați la ceva pentru altceva nou. Renunți la jobul, acum nu trebuie să renunțați, Doamne ferește, să nu credeți că vă pun eu să renunțați la jobul pe care îl aveți, ferească Dumnezeu. Deci vorbim ipotetic, că s-ar putea să schimbați jobul, să renunțați la ceva pentru totul ceva nou. Plecați dintr-o fabrică, faceți un curs de terapie și în felul acesta câștigați și bani și faceți și lumea bine. Dau un exemplu, deci să nu o luați ad literam. Sunteți încurajați, mai ales pe partea aceasta de a vă satisface curiozitatea. Sunt foarte multe persoane din zodia racului care sunt foarte curioase, mai ales în ceea ce spuneam, în domeniul acesta pe care îl aminteam. Dar asta vă ajută să vă duceți la îndeplinire scopul cu care ați venit în această dimensiune pe pământ, dacă chetați cu ideea de reîncarnări. Deci la voi curajul este cuvântul de ordine. O lună octombrie în care, să știți, emoțiile vor fi la cote foarte, foarte, foarte înalte. Sigur că posibil în viața de familie să apară niște tensiuni, însă le gestionați ok, cu înțelepciune, cu inteligență. O relație s-ar putea să devină din ce în ce mai apropiată, iar dacă tot spuneam că veți gestiona acele conflicte cu inteligență, iată că urmează și o iertare. Cineva își va cere iertare, probabil că se va lăsa și cu o împăcare, pentru că veți iei soluționarea pozitivă a unui conflict. În carieră, o oportunitate, să spunem, cel puțin interesantă poate să apară. Mă rog, n-ar fi bine să vă grăbiți foarte tare să acceptați așa din prima, fără să vă gândiți de două ori, tot aveam și acest doi de apă. Sănătate emoțională, cred că pentru voi este pe primul loc, că tot vorbeam de acel echilibru. Ar fi foarte, foarte bine să vă faceți timp pentru voi. De asta spun, pentru a fi în echilibru. În momentul în care sunteți în echilibru, vor curge și oportunitățile. Pentru zodia Leu, haideți să vedem ce sau cum se arată așa, ce ni se arată pentru zodia Leu la prin intermediul mesajului călăuză, șoaptele îngerilor pentru voi, zodia Leu, octombrie 2024, în linii mari, va în premieră. Ok, s-a întors această carte. Stați așa că unele le-am zăpăcit. Acceptarea de sine. Este foarte important ca în luna octombrie să lucrați pe partea aceasta de stimă de sine, să vă ridicați vibrația, să aveți încredere în voi, în talentele voastre, în harurile voastre, pentru că se sesizez o ușoară dezamăgire, decepționare, autodecepționare. Lei care timpul trece, leafa merge, nu știu, mi se pare că nu vă mai bucură nimic, cel puțin acum, în acest moment, că încă suntem în luna septembrie, adică în luna august, încă suntem în luna septembrie. Probabil că ați făcut în unele cazuri, ați luat niște decizii de care vă pare rău, dar ele sunt oricum câștigătoare, spre binele vostru cel mai înalt, chiar dacă, mă rog, aveți senzația că sunteți încă într-o energie stagnantă. Această energie stagnantă va dispărea ușor, ușor, pe parcursul exercițiilor pe care le faceți în direcția pe care am amintit-o mai devreme. Stimă de sine ridicată, încredere în înțelepciunea voastră și în ambiția voastră. Nu vă lăsați pe tânjală, mai ales că voi sunteți niște persoane ambițioase, indiferent de ce vârstă aveți, nu vă lăsați pe tânjală. Sunteți persoane deștepte, persoane istețe, ambițioase. Vă îndepliniți sau este foarte important să nu lăsați garda jos pentru a vă îndeplini misiunea și scopul vieții. Voi oricum sunteți niște luptători. Dar de asta spun, există un val de deziluzii cu care vă confruntați. Încercați pe cât posibil să scoateți la suprafață puterea voastră interioară și să nu pășiți pe căi care se înfundă. Să mergeți în... Știți cum sunt străzile acelea de nu duc nicăieri sau se înfundă strada. Mergi cu mașina și vezi că nu mai e stradă, e casă. Încercați pe cât posibil să evitați genul acesta de fundături, fie că este vorba
de relații, fie că este vorba despre carieră sau, mă rog, decizii pe care le luați materiale sau în scopuri financiare. Ideea este că le simt foarte mult, mai ales din punct de vedere financiar. Ei simt foarte mult, au un al șaselea simț extrem de dezvoltat. Da, bazați-vă pe feeling. Dacă simțiți că nu este ok, nu încheiați o afacere. Dacă simțiți că nu e ok să vă certați în ziua respectivă, nu vă certați. Și în una peste alta, nu lăsați această, cum să vă zic, energie care pare stagnantă să vă acapareze cu totul în luna octombrie. Pentru că sunt destul de multe oportunități pe care ați putea să le, să nu le dați atenție, nici măcar să le evitați. Nu identificați oportunitatea respectivă, deși o simțiți. În luna octombrie există foarte multă activitate socială, doar că asta s-ar putea să vă obosească peste măsură. Deci sunt foarte mulți lei care au tendința să petreacă, au tendința să iasă foarte mult pe afară, tocmai ca să iasă din această energie stagnantă și să nu se gândească foarte mult la această stimă de sine scăzută din diverse motive. Cel mai bine este să vă luați o pauză și de la această activitate socială, să vă odihniți, să vă luați o vacanță, acordați-vă foarte mult timp înainte de a lua o decizie radicală. Meditația vă poate oferi răspunsuri. Interacțiunile cu cei din jur vă pot aduce o energie pozitivă, doar să nu exagerați. Lei în octombrie s-ar putea să aibă parte de niște exagerări în viața socială, despre asta este vorba. În relațiile de cuplu este posibil să simțiți nevoia de aventuri, de asta spun atenție la relațiile extraconjugale, s-ar putea ca lei să facă niște lucruri spontane, mai ales să-și înșele partenerii, în unele cazuri, bineînțeles. Pentru cei singuri, cred că este o lună în care aveți șansa să cunoașteți persoane cu totul și cu totul noi, tatonări, așa, perioada de flirt, amor platonic, acolo unde este cazul, sau, la extrema cealaltă, să consumați o relație foarte rapid. Cunoașteți persoana și faceți așa, cum să vă zic, o nebunie, o aventură de noapte. Adică, de asta zic, echilibru și la voi, aveți nevoie de echilibru. Profesional, aveți în continuare și veți avea în continuare șansa să vă dovediți abilitățile, doar aveți grijă, mă rog, să nu deveniți lacom, să nu deveniți orgolios sau să preluați asupra voastră mai multe responsabilități deodată, pentru că vă veți extenua, veți cădea ca secerat. Focusați-vă pe lucrurile care vă aduc bucurie sufletului. De asta spuneam. Stimă de sine și încredere și nu vă lăsați atinși sau atinși de drame inutile. Știți? Adică să vă... să faceți dintr-un țânțar armăsare. Bun. Haideți să vedem pentru zodia fecioară. Aveam primera lunii octombrie, așa cum am spus, celelalte semne zodiacale, voi face o etalare extinsă pentru fiecare zodie în parte, pentru toate planurile și o să fie niște etalări surpriză de data aceasta. Haideți să vedem un mesaj călăuză pentru zodia fecioară. 23 august, 22 septembrie. Ok, haideți să vedem. Pentru voi, cuvântul de ordine, posibilități. Fiți atenți la posibilități. Veți avea de unde alege. Veți avea mai multe chestiuni de făcut și de ales. Veți începe să creați de la bază. Ori o afacere, ori să puneți bazele a ceva, a unui proiect, a unui vis, a unei dorințe, a unei familii, a unui copil, a unui, grosomodo, începeți să construiți, pentru că aveți posibilități și resurse. Vă vin tot soiul de resurse. Și dacă există niște planuri, ele rămase abandonate, sau ele vor continua. Pentru că găsiți soluții. Și toate posibilitățile care vor exista se vor amplifica. Astfel încât să aveți șansa să chiar să construiți ceva. Să luați de la zero ceva.
o nouă dorință, un nou proiect, cum spuneam. Creați ceva de la zero. Este o lună în care organizarea, să știți, și disciplina joacă un rol important. Și cred că această organizare și disciplină chiar vor fi partenerii voștri loiali, partenerii voștri, aliații voștri, cei mai buni. Îndrăgostire sau cerere în căsătorie. Spuneam că există posibilitatea să o luați de la zero cu alte persoane și, ce să zic, nevoia de echilibrare a emoțiilor, invitație la un eveniment social. Păi, dragii mei, ce să mai zicem? Probabil că există posibilitatea, că tot vorbeam de creare, de, eu știu, o relație de la început, să zic. Când începeți o relație de familie, oficializarea unei relații. În orice caz, este momentul perfect, cred că luna octombrie, să vă îndrăgostiți, mai ales cei singuri. Dar asta este, în sfârșit, este o etalare pentru toată lumea. Este un moment perfect pentru a lua decizii practice. Veți fi foarte practici și voi, dragile mele fecioare, foarte practici, foarte practice. Pentru a stabili proiecte pe termen lung. De asta mă tot gândeam la a construi. Vă faceți planuri. Adică este un moment perfect pentru a face planul pe termen lung. Eu v-am zis că octombrie este o lună a schimbărilor și a surprizelor. O lună marilor surprize. Relațiile devin stabile. Cererea aceasta în căsătorie. Simțiți nevoia de a consolida în unele cazuri această legătură. Cred că fecioarele singure, că mă gândeam acum la nevoia de echilibrare a emoțiilor, ar putea atrage pe cineva cu care să construiască ceva serios. Vedeți, asta spuneam, că este vorba despre construire. Echilibrare, nevoia de echilibrare a emoțiilor, emoții, deci cred că și din punct de vedere al sănătății emoționale, cred că despre asta este vorba, că tu ai zis că punctez așa acolo unde este cazul și despre sănătate energetic vorbind. Sănătatea este în echilibru grosso modo, dar aveți un pic grijă la tendința de a deveni prea perfecționist și de a te stresa inutil, pentru că, potrivit simbolisticii imaginii, există foarte multă agitație să fac, să mă duc, să, știți, dați pe afară de emoții și asta s-ar putea să vă streseze peste măsură. Pentru zodia balanță, care este energia generală a zodiei balanță în luna octombrie, ca o avantpremieră, un mesaj călăuză pentru balanțe în luna octombrie, 23 septembrie, 22 octombrie. Optimismul. Optimismul este cuvântul de ordine la voi, mesaj călăuză, să nu vă lipsească optimismul, pentru că aveți nevoie în această lună, clar. Succes și abundență acum, acuș, se și întâmplă. Cred că m-am învinețit aici. De ce? Oare? Am intrat cu capul în ușă. Aseară, la petrecere. Ok, deci succes și abundența, care este foarte, foarte aproape. Noi începuturi, să aveți încredere în noi începuturi pline de reușite. Deci se văd la orizont. Zile luminoase, pozitive, sau zilele luminoase pozitive vin întotdeauna după cele mai întunecate nopți. Așa că aveți încredere, dragi, poate vedeți și un 8 în 8, cine știe, vi se repetă acest mesaj pe case, pe numere de apartament, la numere de telefon, vârste, CNP-uri, numere la mașină, cine știe. Deci, probabil acele balanțe care nu mai vă lumița de la capătul tunelului și se află în zona aceea de dark, de închis, de întunecat, așteptați-vă cu optimism la o schimbare cu succes și cu perspective luminoase.
Ei, bine, dragile mele balanțe, luna voastră aniversară, ok, ia să vedem ce aduce. Aduce o energie proaspătă, o energie proaspătă, entuziasm. Lucrurile care nu au ieșit așa cum te-ai așteptat capătă o altă valoare. Încă mai este ceva de salvat. Încă mai sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Luna octombrie este despre tine, în special. Este despre dezvoltarea ta, chiar dacă nu vezi, de puncte de vedere, chiar dacă nu vezi partea plină acum a paharului. S-ar putea să exagerați în unele cazuri, plângând după laptele vărsat pe foc, vorba mesajului, dar nu este cazul, că și de asta spun și îngerii, aveți grijă să nu vă lipsească optimismul. Este despre dezvoltarea voastră personală, mai ales în ceea ce privește relațiile cu cei din jurul vostru. Balanțele care se auto-izolează, ar fi bine să iasă din auto-izolare, pentru că sunt joburi de salvat, relații de salvat, căsnicii de salvat. Încă nu s-a terminat la voi. Gata, s-a terminat, mi-am dat demisia, am plecat, nu. Pentru că sunt noi oportunități și noi șanse. Se închid etape. Se închid situații dificile. Încep în luna octombrie altele cu totul și cu totul noi. Este momentul să vă puneți pe primul loc, să luați deciziile care vă fac fericiți sau fericite. Relațiile de cuplu, probabil că simțiți nevoia de echilibru și de armonie, iar să știți că cei din jurul noastră susțin demersul acesta. Vă fac pe plac. Știți? În cariera voastră, ca să atingem un pic și acest lucru, de asta spuneam că încă mai este de salvat acolo, lucrurile încep să se miște în direcția dorită, dar care a fost oprită, că tot mi-a venit acest mesaj. Banii vor veni din surse noi. Noi joburi sau poate că începeți ceva extra față de ceea ce faceți voi în mod zilnic, să zic așa, sau ar fi bine să folosiți această lună în a începe o activitate pe cont propriu, să zic așa, o activitate pe cont propriu sau poate faceți ceva în paralel. Asta, aș vedea două direcții cumva. Nu neapărat sunt joburi care seamănă unele cu celelalte. De asta spuneam. Adică dintr-o parte vă luați o anumită sumă de bani pentru că faceți asta. În ce activitatea voastră extra câștigați niște bani, dar faceți ceva cu totul și cu totul diferit. Încercați să folosiți această lună pentru a vă clarifica sau pentru a clarifica în general ceea ce vă doriți de la viață, pentru că sunt noi oportunități, noi începuturi. Și există posibilitatea de a pune bazele unui, cum să zic, grosomodo, a unui nou început pe toate planurile. Nu vă lăsați nici voi pe tânjală, dragii mei. Pentru Zodia Scorpion, haideți să vedem o avanpremieră a lunii octombrie, ce se întâmplă în luna octombrie, grosomodo. Mi-am făcut și eu o cafeluță. Să nu vă spărați pe mine că mai iau așa câte o guriță, câte o guriță. Ok, haideți să vedem un mesaj călăuză pentru Scorpion, 23 octombrie, 21 noiembrie. Ei, la voi feriți-vă de măgăruși, feriți-vă de dualitate. Aici o să vedem despre ce este vorba, dualitate. Este cuvântul de ordine, dar nu este ceea ce credeți voi. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că voi cumva vă aflați în unele cazuri, vorbim de dualitatea emoțională.
vă aflați așa între umbrele voastre întunecate și, și lumină, știți? Voi sunteți între lumină și umbră, așa, știți? Și cred că divinitatea încearcă să vă reamintească, să îmbrățișați laturile acestea, ambele laturi ale voastre. Întotdeauna în noi există și o parte întunecată, știți? O parte întunecată și o parte luminoasă. Dar în anumite situații, scorpionii au tendința să dramatizeze mai mult, să hrănească din tristețe, să construiască niște drame, stați departe de drame și încercați să vă acceptați așa cum sunteți. Aici este vorba despre acceptare. De asta spun 1-2-1-2, dualitate. Îmbrățișați-vă și iubiți-vă așa cum sunteți voi, și cu părțile bune și cu părțile mai puțin bune, pentru că scorpionii, cel puțin din punct de vedere emoțional, în luna octombrie au tendința de a respinge latura aceasta întunecată a lor. Foarte multe scântei, scântei, scânteiuțe care vor se vor aprinde relațional, în primul rând, și vă va lumina calea în a identifica-o pe cea de urmat. Vin un milion de frânturi de mesaje și mă gândesc să vă furnizez un mesaj coerent, să nu vă spălați pe mine că mai am aceste pauze, dar vreau să primul să înțeleg și eu ce mi se transmite. Dar cred că ați înțeles. Deci această scânteiuță poate să fie sub forma unei soluții, unei idei. Vă pică fisa. Vi se luminează calea. A, uite, gata, m-am prins ce trebuie să fac. La job, în relație. Știți? Deci ceva de genul acesta, cred că vor minunați îngeri să vă șoptească. Ceva o să vă lumineze calea. O să vă dați seama că sunteți pe calea cea bună. O să primiți semnul acela de care aveți nevoie pentru a lua decizii bune, de a începe afaceri, de a începe relații și așa mai, și așa mai departe. Este o lună a transformărilor interioare. De asta spun, acceptați-vă această dualitate, pentru că veți simți o dorință extraordinară de a vă cunoaște mai bine. Să știți că nu ar fi rău să începeți niște ședințe de terapie, să stați de vorbă cu un psiholog, cu un terapeut, pentru că dar nu are legătură cu nicio deficiență. Este vorba de curiozitatea de a te cunoaște. În momentul în care ai ajuns să te cunoști foarte bine, să știi ce vrei, ți se schimbă viața. Pentru că e exact pe calea aceea destinată ție. Ești în concordanță cu ceea ce înseamnă planul divin. Cu sinele tău superior. Ședințe de psihoterapie sau psihanalize și așa mai departe. Sunt foarte mulți scorpioni care renunță în această perioadă la tot ceea ce nu le mai priește, le devin inutile anumite situații, anumite relații, de ce nu, tensionate. Relațiile voastre s-ar putea să treacă prin momente tensionate, tristețe, supărări, extenuări, să zicem. Dar acestea sunt necesare pentru că va aduce claritate. Claritate în viața de zi cu zi. În carieră este foarte important să rămâneți focusați, focusate pe ceea ce aveți voi de făcut. Rămâneți concentrați și aveți răbdare, pentru că sfârșitul lunii octombrie aduce o nouă energie în sensul acesta. Vă veți simți foarte pregătită pentru o schimbare majoră. O schimbare majoră în carieră. Pe plan profesional s-ar putea să începeți un nou job. Iar cei care nu au să intre în această activitate profesională. Dar pe la finalul lunii octombrie. Pentru zodia săgetător, o să vedem ce va aduce în linii mari luna octombrie. Așa, o să mai repet din când în când, o să fac o etalare extinsă pentru fiecare zodie în parte pentru luna octombrie și acolo o să vorbesc despre fiecare plan în parte.
departe. Deocamdată mesaj din partea ghizilor spiritual, mesaj călăuză, schimbarea, este cuvântul de ordine la voi, schimbări pe toate planurile. Este o lună plină de oportunități, de progres, evoluție, perspectivă, expansiune. Fie că este vorba despre călătorii, despre a învăța noi lucruri, noi experiențe, noi conexiuni sociale, cumva explorare. Veți simți că orizonturile voastre se lărgesc. Veți cunoaște persoane noi. Oricum, schimbările acestea vor fi în afara zonei voastre de confort. Așa că este foarte bine dacă ați păși în afara zonei voastre de confort. În luna octombrie este timpul schimbării pe toate planurile, așa că aveți încredere în acest proces și chiar nu neapărat să vă aruncați capul înainte când primiți o ofertă sau aveți o oportunitate, dar nu o ratați. Pentru că sunt pentru voi și chiar faceți pași către aceste noi etape din viața voastră plină de schimbări. Sigur, vor fi și provocări, dar cu curaj. Aveți șansa să vă conectați cu oameni noi. Oameni noi care vă vor ajuta în foarte multe cazuri să vă atingeți obiectivele. În dragoste, să știți că lucrurile se armonizează după niște decizii pe care, eu știu, le luați. Niște decizii clare, lucrurile clare la prietenii lungi. Întâlnirea cu sufletul pereche la cei singuri. Și ca niște blocaje comunicaționale. Este important să, dacă sunteți într-o relație, să aveți încredere pentru că aceasta ar putea să devină din ce în ce mai profundă, practic să treacă la un nivel următor. Relații pe termen lung, obiective pe termen lung, nu vă lăsați distrași sau distrase de detalii, de lucruri mărunte, nu vă împiedicați de lucruri mărunte. Pentru că începând din luna octombrie, s-ar putea ca și la voi luna octombrie să fie o lună în care se pun bazele unor obiective noi, deci care se întind pe termen mediu și lung, chiar lung, foarte lung. Deci și relații și profesional. Pentru zodia Capricorn, aveam premieră la ceea ce ar putea aduce luna octombrie pentru Capricorn. 22 decembrie, 19 ianuarie, mesaj călăuză pentru voi, Capricornii. Am să iau o carte totuși care se întoarce. Ok, mulțumesc. Reflexie, gândire profundă este cuvântul de ordine. Mai ales că unii Capricorn vor avea o lună foarte plină din punct de vedere profesional. Agitație la locul de muncă, provocări foarte multe la locul de muncă, cei care sunt în activitate, bineînțeles. Așa că gândiți-vă de 100 de ori înainte de a face ceva, de a lua o decizie, de a vă certa cu cineva, de a intra în anumite conflicte. Oportunități de creștere vor fi și provocări la locul de muncă, dar și oportunități la locul de muncă. Octombrie aduce schimbări importante pentru voi, să știți, în ceea ce înseamnă activitate profesională, carieră, fie că este vorba despre o nouă job, o nouă poziție în cadrul aceleiași munci pe care o prestați, fie că sunteți recunoscuți sau recunoscute pentru munca pe care ați depus-o, chiar și bănesc vorbind, recompense bănești. Este foarte important să fiți în echilibru, să rămâneți calmi, să nu vă lăsați copleșiți sau copleșite de responsabilități, pentru că din moment ce ți se recunosc meritele, s-ar putea să ți se dea joburi extra și atunci să ai foarte multe responsabilități și să îți fie foarte greu, mă rog, la început.
Este nevoie să fii organizat și să ai o echilibru între organizare și logică, structură și disciplină, poziție de lider. Vedeți, a ieșit și această carte și mă bucur. Financiar, lucrurile sunt în ascensiune. Asta înseamnă că intrați în posesia unor drepturi bănești. În funcție de o anumită sumă pe care o să o primiți până la finalul lunii, s-ar putea să luați o decizie de a cheltui această sumă. Da? Cheltuiți-o cu înțelepciune. Dragoste, ai nevoie de multă stabilitate și înțelegere, iar comunicarea deschisă cu partenerul va fi cheia. S-ar putea să comunici deschis cu un partener despre o anumită relație sau dacă te afli într-un conflict, s-ar putea ca acesta să se echilibreze datorită faptului că spuneți, exprimați, verbalizați ceea ce vă doriți unul de la celălalt. Pentru zodia Vărsător, ce aduce luna octombrie pentru voi, Vărsătorii, în linii mari, în primire la ceea ce s-ar putea întâmpla pe toate planurile, așa un mesaj în primul rând din partea ghizilor spirituali pentru zodia Vărsător, mesaj călăuză. Sincronizare. Probabil că acum unii vărsători au senzația că scapă de sub control multe lucruri. Să știți că în 1 octombrie lucrurile se echilibrează. Sunteți în foarte multe cazuri acele persoane gata, pregătite să preia controlul propriei lor vieți. Vă recăpetați independența, independența materială, financiară, emoțională. Sunteți încurajați, sunteți sprijiniți de către divinitate. Și cred că vă veți putea regăsi pe voi și să vă reconstruiți acolo unde este cazul și să vă luați puterea înapoi. La fel, acolo unde este cazul. Determinarea este cheia. Fiți ambițioși, fiți ambițioase și nu lăsați pe nimeni să intre cu bocancii sau să mai intre cu bocancii în viața voastră. Cine nu vă merită, ușa este deschisă, altul alta. Mama nici că mai face. Ia uitați ce v-am zis. Fiți încrezător, fiți încrezătoare, dragii mei, dragile mele vărsătoare, pentru că vă veți, vă veți reconstrui piesă cu piesă. Veți renaște din cenușă ca pasărea Phoenix. Ia uitați-o aici cum este. Întindeți-vă aripile și zburați, nu vă subestimați, exact ceea ce am și spus, afirmați-vă independența și creativitatea. Octombrie aduce, este o lună care aduce pentru voi, dragii mei vărsători, oportunități de dezvoltare personală, de dezvoltare profesională. Cred că vărsătorii sunt top, alături de alte trei zodii, cred. Veți simți nevoia extraordinară de a dezvolta proiecte noi, de a învăța lucruri noi, de a vă extinde orizonturile, apropo de întindeți-vă, cred că scrie aici, întindeți-vă aripile și zburați. Este o lună excelentă pentru a vă implica în proiecte creative și chiar pentru a vă urma pasiunile. Puteți să transformați aceste pasiuni în și hobby-uri, chiar în joburi, să vă rotunjiți veniturile, să știți, nu știu, poate un canal YouTube, poate un vlog, un blog, un magazin online, ceva ce, nu știu, va aduce profit peste ceea ce faceți voi în mod zilnic. În relații, lucrurile s-ar putea să devină din ce în ce mai intense, dar asta nu trebuie să vă sperie. Așa că așteptați-vă la noi relații, așteptați-vă chiar să vă sune ex-ul sau ex-a sau să vă îndrăgostiți subit. Și s-ar putea să vă sperie. Pentru că nu o să vă vină să credeți cât de tare o să simțiți emoțional această poveste, noi povești de iubire. Însă, comunicarea, lucrurile care dură la prietenii lungi, comunicarea sinceră vă va ajuta să depășiți orice fel de obstacol. Fie că este în iubire, fie că este pe la serviciu, în parteneriate, lucrurile oricum încep să se clarifice la voi, pentru că 1 octombrie înseamnă și clarificare din toate punctele de vedere,
Iar sfârșitul lunii octombrie pentru voi vărsătorii, să știți că aduce niște vești foarte bune, mai ales în planul iubirii și carieră. Pentru zodia Pești, haideți să vedem pentru voi, dragii mei peștișori, 19 februarie, 20 martie, ce aduce luna octombrie, energia generală a lunii octombrie, mesaj călăuză pentru Pești. Ok, destin, schimbare importantă de destin, ceea ce aduce peștilor abundență, abundență emoțională, abundență financiară, materială, schimbări profunde la nivel emoțional, foarte mult, schimbare de destin. Este cazul să urmați ceea ce simțiți. Bazați-vă pe feeling, bazați-vă pe sentiment, ascultați-vă intuiția. Manifestați în continuare ce vreți, relații, dorințe împlinite, pentru că manifestați ceea ce vă doriți, pentru că sunt șanse foarte mari să se materializeze, se concretizeze luna octombrie. Avem acest 11 clar pentru 10 pentru voi, nou început. Vi se îndeplinește un vis, o dorință, visele devin realitate. Urmați-vă vocea interioară sau ascultați de vocea interioară pentru a duce la bun sfârșit un plan. Datorită vouă, lucrurile se schimbă în bine. Oportunități sunt în calea voastră, prosperitatea vă înconjoară. Atrageți exact ceea ce căutați. Ușa deschisă către, aveți, sau veți avea ușa deschisă, scrie aici, către succes. Este o lună în care veți simți nevoia chiar să renunțați la tot ceea ce vă ține pe loc, să știți, pentru a avea acest succes, pentru a vă deschide către noi oportunități și noi posibilități. Însă, nu uitați să vă faceți timp pentru cei din jurul, pentru cei din jurul vostru. S-ar putea să munciți foarte mult, s-ar putea să vă implicați în tot felul de relații și în felul acesta să abandonați discuțiile cu cei apropiați vouă, cu familia. Încercați să luați în considerare o abordare delicată, pentru că vor fi și anumite conflicte, mai ales că vreți să renunțați la anumite relații, la tot ceea ce este toxic și atunci chiar și prieteni. Și atunci s-ar putea să aveți niște discuții. În acest sens, o lună care o să vă provoace, dar, mă rog, gestionați-vă provocările într-un mod blând și înțelegător. Vorbeam de acele conflicte pe care s-ar putea să le aveți cu ceilalți. Relațiile devin mai profunde și în ceea ce privește cariera voastră. O schimbare poate să apară în mod neașteptat, chiar pot să spun datorită unui conflict. Datorită unui conflict, cineva demisionează și atunci vi se propune vouă, să zic, o altă mișcare interesantă în carieră. Pe neașteptate poate să apară această schimbare. Încercați să fiți deschis la oportunități și să aveți încredere în intuiția voastră, pentru că vă vor ghida către decizia corectă. Altfel nu pot să interpretez acest mesaj cu acest obiectiv concurent. Deci s-ar putea să nu mai aveți concurență. De asta vă spun, și jobul să fie al vostru. Cam atât, dragii mei, dragile mele, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, de Auroscop, până la această oră. Am vrut să fac o avantpremieră a lunii octombrie, însă o să le luăm pe rând, fiecare zodie în parte, cu surprizele ei, cu... O să vorbim despre planul iubirii, despre planul material financiar, o să vorbim și despre lucruri pe care ar fi absolut necesar să nu le omiteți, pentru că o să fie oportunități și unele zodii au tendința de a nu le lua în seamă, a nu identifica o anumită oportunitate să treacă și să nu vă dați seama că aveați foarte mari șanse ca, datorită acestei oportunități, să vă schimbați voi destinul și în relații și în carieră. O lună a surprizelor. Asta vreau să rețineți, că luna octombrie este o lună a surprizelor. Lucrurile se pot întâmpla peste noapte, ca prin farmec, spontan, și nu uitați că orice refuz este un pas înainte, orice șut în funduleț este un pas înainte, pentru că vor fi și refuzuri doar pentru a ne recalibra, pe a ne pune pe drumul cel bun, pentru că lucrurile
sau acel refuz ne ducea către o înfundătură. Chiar dacă este vorba de un job, chiar dacă este vorba de pierderea unor contracte, chiar dacă este vorba despre anumite pierderi. Știu că sunt repetitivă și s-ar putea să deranjeze, dar subliniez încă o dată și încă o dată faptul că aceste neajunsuri, aceste aparent pierderi, sunt de bun augur pentru a ne aduce pe drumul care ne este destinat. Pentru că dacă ni s-ar fi acceptat, deci aceea nu este voință divină, dacă ni s-ar fi acceptat acel contract, acel job, ne-ar fi dus la pierzanie, cumva. Bine, am exagerat eu așa, am dus mesajul în extrem. Adică în momentul în care avem un refuz, mulțumim și spunem, sunt exact în locul în care sunt întârzieri, s-ar putea să întârziați, să întârziați la un interviu și să pierdeți jobul. Acum vă și speria, că vedeți, acum fac aia tehnica sandwich, întâi de bine, după aia de rău, după aia de bine. S-ar putea să, din cauza, să nu vă meargă mașina, să se strice mașina și să, știți cum este efectul domino. Aveți zile în care nu vă merge absolut nimic, este o zi în care nu vă este nimic, vi se strică și mașina, vi se întârzie copilul la școală, sunteți dați afară din serviciu. Este exact, ați întârziat pentru că, Doamne ferește, la jumătatea drumului sau nu v-a mers mașina, s-a înțepenit iala tocmai pentru că la jumătatea drumului s-a produs un accident de care nu știați, dacă ați plecat cu 2 minute mai devreme, ați putut fi implicat sau implicată acolo. În sensul acesta merge povestea pe care v-am spus-o. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, nu mai țin de vorbă, o să revin cu amănunte, sper eu, nu știu, cred că de mâine am să încep să le fac și cam, eu știu, de poi mâine, deci 26, cam 28, cam așa. O să avem toate informațiile pentru fiecare zodie în parte. Noapte binecuvântată, dragii mei. Încă o dată vă mulțumesc infinit, mă înclin cu recunoștință pentru mesajele voastre, pentru vizualizări, pentru înscrieri. Mulțumesc că vă abonați la acest canal, mulțumesc că share-uiți acest canal, pentru că dorința mea este să construim o comunitate de suflete fabuloase, de suflete care vor să îmbrățișeze dragostea, iubirea, dezvoltarea personală și călăuzirea spirituală să vă fie de folos. Vă iubesc! Pa, pa!